Stai, mă! Bă, e lângă mine, bă! Dă arma, pușca, dă! Ho, l-am luat din mers! Salut! Ce faceți? Sunteți bine, da? Astăzi mergem la vânătoare de iepuri, iepuri de zăpadă. Bă, trebuia să fiu la mașina. Ia mașina. Bun, am ajuns aici. Am ATV-ul ca să rămân fără gloanțe, că la cum țintesc eu cu pușca. De unde iau iepuri acum? De unde iau eu iepuri? Deci am căutat în toate zonele astea. Am căutat în toate zonele și nu e niciunul. Bun, am revenit iar în zonă. Încep din partea asta. Caută iepurașul iar. Urs, opa. Hai că nu m-a atacat ursul tocmai acum când merg eu după iepuraș. Gata! Îi aud! Uite-i mă că au venit! Pauză! I-am găsit, băi, deci nu cred! Nu-mi vine să cred! Uite-i băi că au venit iepurașii! E plin de iepurași! E plin! Păi dar asta e iepure de când, mă, nu e alb? E alb ăsta? Uite mă iepurașul! Unu, am pierdut? A, uite-l! Uite-l! Uite iepurașul! De cât doi am aici? Bun și ăștia! A, oh, păi da să duc aglonțul, arma. A, ah, uite în față. Acum îl nimeresc. Uite-l. Stai. Uite, a, s-a dus. Dacă nu se mișcă, habar n-am în ce direcție să mă uit. S-a dus în dreapta. Băi, am găsit doi iepurași și n-are reușit să iau niciunul. Ur mai fi? S-au dus. Doi au fost și au dispărut. S-au dus în dreapta. Sunt iar. A, uite pe acolo. Sunt în față, sunt unde? A, în față. Ho, doi! Am luat doi dintr-o dată? Bă, ce am adunat pe amândoi? Este, bă! Cum am dat? L-am găurit. Am găurit rău. I-am dat prea mult. 239. Overview? N-are nici măcar o stea! N-are nici măcar o stea. 173 trebuie să dau, deci 473 i-am dat. Două stele ăsta! Wow! Cât trebuie? 500, deci până în 600, e bine, e bine. Am luat doi iepurași, băi! Pustiu! Pustiu și pe aici. Bă, să stau o oră ca să iei doi iepurași. Asta e mai rău ca la pescuit. Uite-l, uite-l, nu cred, am dat cu nasul în el. Bă, cu nasul în el direct. Bă, dar ce-mi resetează asta, mă? Resetează, de ce-l face galben așa? A, sunt doi, sunt doi iepuri. Stai, 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 stai. Culcat. Și mai era unul sus. Îl văd acolo. Nu? No. Nici o șansă n-am, dar numai pe lângă el. Uite-l acolo. A, oh, sunt mai mulți! Uite-l, mă, ia uite-l ce fuge. Sus, sus, sus. E pe sus. Unu. A, oh, doi! Mă duc în sus. Hai să-l iau ce... Le iau pusa de jos. I-am dat bine. Uite-l. L-am luat! Jos. Uite mă că vin. Stai mă o secundă trebuie. Ia uite-l bă ce aleargă. E aici. Ăla era? Păi nu m-a auzit că vin spre el? Bă, la rață e greu, dar la iepuri văd că mă descurc. Că îi iau repede. Asta nu mai are trofeu. În dreapta. Uite-l mă, bă, eram sigur că se aude. L-am luat. Ăsta. O stea. Nu mai sunt. E a treia oară când vin din nou în acea zonă. Asta e a doua zi după iepuraș.
Uite, îl aud. S-a dus. În dreapta. Nu l-am luat. Oh, l-am luat din mers. Bă, tu crezi că vii la mine, bă? Am că erau patru. Am luat un. A, uite-l acolo. Nu s-a dus, mă, e în apă. Uite-l. A trecut drumul. Uite-l, mă, pe drum. Zici că e la raliu, bă, cum aleargă. Sunt doi. Ia. A, mai e unul acolo. Nu-i mai iau. S-a dus? Nu. A, ba, da, a căzut și ăla. Gata, bă, i-am luat pe amândoi. Mi-a dat la picioare ceva. E un pic de sânge pe aici. Aici e la noroc. Scorul, a, o stea. A, trei gloanțe am dat lui ăsta? Am dat și în cap. Dar ultimul care a fost? Către... Nu, carne, a pierdut sânge, atât. Păi cum ai, am dat la creier al doilea glunț și n-am murit? Hai mă, să mai au câțiva. Nu! O, alo, ce-a fost asta? Păi, deci cu ATV-ul nu mori. Să vrei să mori și nu mori. Bă. Nu mor cu ăsta, mă! Dacă cobor pe aici, ce se întâmplă oare? Nimic, bă, nimic. Poate pe unul mori. Iau, dar nu-i văd. A, uite-l. Uite-l. Pe ăsta l-am auzit. E purașul. Uite-l. A, și arma asta nu cred că e așa bună. Uite-l. A adus. A, uite-l. Gata, i-am văzut. Nu e bună arma. Ah, n-are putere de scula asta. Trebuie distanța mai mică. Uite-l. Stai! Gata, mă.
Ala am o pupă de gloanță, mai vine unul. Uite-l. Stai, mă. Bă, e lângă mine, bă. Dă arma, pușca, dă. Nu cred, mă, că era lângă mine și nu reușeam să dau în el. Dar i-am găurit, i-am găurit rău de tot. Nu-mi place ce am făcut aici. M-am panicat, m-am panicat. 3. Ăștia erau toți. Arma asta e bună că tragi la distanță. De fapt, cred că dacă pun telescopul... Mă, telescop îi zice lunetă, mă, nu telescop. Nu? Să uit cum îi zice la asta. Lunetă? Ciudat. Dacă foloseam pe cealaltă, cu lunetă, cred că reușeam să fac treaba mai bună. Asta are mai multă putere. Asta l-am umplut de gloanțe, nu cred că am mare lucru la el. Cred că am... Oh, na, nu m-a afectat cu nimic? Pentru că iau pe carne. Stai puțin că iau pe carne. Dar posibil să fi pierdut. Pentru că am dat multe gloanțe, ia, overview. Nu mă, de ce ai pus că am luat-o? Bă, în ăsta am tras o grămadă de gloanțe, l-ai fi tras pe lângă, poate. A avut băiatul noroc aici. A avut băiatul noroc. Deci l-am tras pe lângă. Mai bine, mai bine. Ăștia sunt ultimii, deja... am luat toate zonele la rând, de-am și debifat astea, ar mai fi o zonă, una, deci sunt în zona asta, o scot, am luat de aici tot, ar mai fi asta, dacă o-i găsi ceva și pe acolo. În ăsta am dat de două ori. În ăsta am dat de două ori. Mi-a luat pentru că am tras de două ori. Bine. Și ăsta, în ăsta am tras... 3 gloanțe. Și tot iau 6. Nu-l afectează prea mult la scor. Bă, și era de 2 stele. Deci clar luam mai mult pe ăsta dacă nu-l găuream. Cu 3 gloanțe. Luam mai mult pe ăsta. Da, hai să mai încerc și zona aia. Ultima zonă. Măcar în 2 zile să o fac și pe aia. Unde e mașina. Hai că n-am reușit să mai găsesc iepuraș, a trebuit să stau foarte mult timp prin zonă și când am reușit să-i găsesc, eu deja oprisem înregistrarea pe microfon, mai aveam înregistrarea doar pe joc și din cauza asta vă spun acum cum i-am găsit. Auzisem ursul sau căprioare ceva prin zonă și eram atent pe ce parte se aud ca să mai citesc zonele și din greșeală am văzut iepurașii. Și când i-am văzut direct spre ei m-am dus, a reușit să iau pe ăștia 3 repede, cum ați observat. Pentru zilele următoare, dacă mai vreți să vedeți genul ăsta de episoade cu vânătoare, nu uitați să apreciați videoclipul sau să spuneți în comentarii, nu știu, bă, vreau să merg după urși, după balauri, după ce vreți voi. Și vedem cum o organizez, dacă am timp să mai fac filmări de genul ăsta. Bine, mersi de vizualizare. Ne vedem mâine sau când o reușesc să mai fac videoclipuri. Pa!